Piața centrală din Giurgiu este un loc foarte solicitat de giurgiuveni, un loc unde atât comercianții cât și cumpărătorii și-ar dori să întâlnească condiții mai bune, facilități și, de fiecare dată, ordine și curățenie. După ce piața centrală s-a extins prin construirea noii hale agroalimentare, prea puține noutăți au mai apărut în acest perimetru. Iată de ce echipa Partidului Național Liberal, care îl susține pe Nicolae Florian în candidatura pentru primăria municipiului Giurgiu, s-a întâlnit cu giurgiuvenii aflați în zonă pentru a discuta, printre altele, despre noutățile pe care giurgiuvenii le așteaptă să apară în piața centrală. Mulțumesc! Sănătate, cu respect! La revedere! Viitor primar! În primul rând trebuie să modernizăm piața centrală, pentru că este locul cel mai aglomerat din punct de vedere al negustoriei. Trebuie să ne gândim la dezvoltarea halei țărănești, trebuie să ne gândim la facilități pentru toți agricultorii, toți producătorii care vin și desfac produsele agroalimentare în această piață centrală. Piața centrală cuprinde mai multe elemente, o să cuprinde inclusiv piață legumicolă și piață de produse agroalimentare și produse de carmangerie și altele asemenea, brânzeturi. Toate trebuie să diferențiate ca și locuri de desfacere. Trebuie să lăsăm spațiile de libere, spațiile de acces către aceste puncte comerciale și să ne gândim cum să mulțumim pe toți negustorii care desfășoară activități în această piață centrală și să mulțumim și pe producătorii agricoli care vin și își desfac produsele proprii în piață. Este un lucru care poate fi făcut de către administrația publică locală aleasă după data de 5 iunie. Nicolae Florian și echipa s-au ținut să discute și cu cei doi comercianți care de câteva zile se aflau în piața centrală, în greva foamei, protestând pentru că administrația pieței le-a luat dreptul de a face comerț. Îmi pare rău de ce mi s-a întâmplat. Chiar îmi pare rău. Dar, uite, eu aș vrea să vă întreb ceva. Dar vorbesc eu cu voi și să nu vă supărați pe mine. Voi ați intrat într-un conflict, o chestie mai veche, de trei ani. Da. Știți că am discutat-o de la început. Stai jos, te rog eu frumos, stai pe tine. Voi nu credeți că ar fi mai bine? Nu știu, așa, eu cu barbu, ca să iasă treaba bună, odată în viață, am renunțat și eu. Am dat eu un pas în spate, ca să fie bine, adică să fie armonie. A doua oară nu mai dați voi un pas în spate. Da? Nu mai dați un pas în spate. Dar acum trebuie să facem asta. Nu credeți că este cel mai bine să identificăm un alt loc al vostru, tot în piață, undeva într-un bar, în care să vă fie și vouă bine? Aș vrea să vă liniștiți. Exact. Eu vreau doar să vă spun că aveți pe respectul meu și știți treaba asta. Și trebuie să identificăm... Mulțumesc că ați venit, sunteți singurii care ne-au întrebat ceva. Sunteți, trebuie să găsim o soluție de mijloc. Eu am încercat. O soluție de mijloc, că știi cum este? Am încercat. Decât să stați și voi, decât stai 3 ani de zile, tot încearcă ce ați știți. Unul trebuie să facă un pas în spate și acum să fie. Nu se poate, am fost la domnul primar. Ne spune într-una că creăm un precedent. Îmi cer scuze că eu nu fac campania. Asta este adevărul, așa ne-a spus. La ADPP am fost ieri, la alte nu mai știu ce zi. Și exact asta mi-au spus, eu spun adevărul. Că trebuie să renunț la procese ca să-mi dea un loc în piață. Domnule, dar dacă fac și eu, dacă fac și eu o cerere să-mi dați un loc, nu-mi dați? Nu, ție nu-ți dăm. Păi, și atunci eu cum vrei? Asta e forma mea de protest. Și o să protestez întotdeauna când am să văd că cineva are dreptate și nu-i se dă. Nu-i se dă. Mai bine. Muncim, afară sport.